mare noroc a avut mama Ghița că vecina din fața casei era la fel de vorbăreață ca și ea. După ce vecina s-a prăpădit, în casă au început să se întâmple lucruri ciudate. Mama Ghița știa din bătrâni că în casele părăsite se cuibăresc duhurile necurate. De când vecina s-a stins, teama că în casa acesteia s-a mutat un personaj hidos a început să o obsedeze. Ce n-a făcut mama Ghița să îndepărteze de casa ei aceste duhuri? De la descântece băbești la Sfântul Maslu, tot a făcut. Din păcate, fără niciun rezultat, blestematele se instalaseră parcă definitiv în preajma casei ei și nu-i mai dădeau pace fie noapte, fie zi. Nu toate zilele mamei Ghița au semănat cu cele de azi. Pentru a înțelege, trebuie să o luăm cu începutul. Primul pas al omului pe lună, mama Ghița l-a văzut la televizor, la Căminul Cultural. Atât de impresionată a fost de acest eveniment, încât instantaneu a rostit următoarele versuri. Spune lună îndepărtată, dacă te-ai gândit vreodată că între aștri tu vei fi gazda omului întâi. Nu știu de te-ai bucurat sau de te-ai înspăimântat când pe solul tău prin ceață au pășit oameni cu viață. N-au venit să stăpânească și nimica să zdrăpească. Au venit să-ți vadă plaiul, păsări, oameni, limba, graiul, să vadă felul de viață, omul ce carte învață, cu ce masă își pregătește, ce fel de animale își crește. Întâmplarea sau destinul au făcut ca în sală să se afle instructorul cultural de la centru, care răspundea de comună. Primul pas al omului pe lună a coincis cu primul pas al mamei Ghița pe tărâmul literar-artistic. Sigur, poezia emanată de ea pe cale orală era naivă. Totuși, nu acest lucru era important. La urma urmei, nimeni nu s-a născut învățat. Important era faptul că mama Ghița avea potențial. Toată lumea asculta la mine și mă gândesc că asta a fost soarta așa ca să fiu eu. A fost cu adevărat o mare descoperire, un succes răsunător al Centrului de Conservare și Îndrumare a Creației Populare. Asta pentru că, deși centrul stătea foarte bine la dansuri populare, olării și țesături, la rubrica Poeți Țărani stătea rău, foarte rău. Fapt criticat des de comisiile venite de la centru. Odată cu descoperirea mamei Ghița, perioada neagră din cultura vâlceană a luat sfârșit. Pentru că nu avea studii, cei care conduceau atunci destinele culturii au încadrat-o la rubrica Poet Țăran. Și un dor nebun mă fură în miezul nopții și ies să dau cu bobi în dosul porții. Trei boabe îmi arată bucurie că cineva în casă o să vie. Și las mereu portița descuiată, aș vrea să cred în bobi, pare-mi odată.
Datun Bob este edificator pentru ceea ce însemna obscurantismul, care nu era eradicat din viața țăranului român și care se găsea ilustrat din belșug în opera mamei Ghița. Asta pentru că la vremea aceea ea scria doar despre viața ei de zi cu zi. Trebuie spus, pentru istorie, că sursele ei de inspirație predilecte erau luna, soarele, izvorul, codrul. Cum aveau să spună mai târziu criticii, poezia ei nu trăda o conștiință artistică superioară. Titlul de poet începuse să o oblige. Dacă până atunci se considera țăran și în timpul liber poet, acum înțelesese că rolurile se inversaseră. Înainte scria doar ca o joacă. Acum realizase că trebuie să se aplece asupra scrisului cu mai mult simț de răspundere. Ce a înțeles în primul rând a fost că trebuie să schimbe tematica, să termine cu lucrurile minore și să abordeze marile teme. Este adevărat că aici era atent orientată de instructorii Centrului de Îndrumare și Valorificare a Creației Populare, care nu numai că își făceau cu conștiință meseria, dar puneau și mult suflet. Este de consemnat meritul lor, deoarece au avut ceva de muncă până să o aducă la un înalt grad de conștiință revoluționară. Nenumărate au fost cursurile intensive de scurtă durată prin care conștiința revoluționară a mamei Ghița a fost ridicată necontenit. După aceea, versurile începuseră să sune altfel. Poezia începea să aibă mesaj, să aibă orientare. Putem spune că perioada minoră din creația ei trecuse. Patria mea, patria mea, pământ străbun, în tine m-am născut român și din izvorul nesecat de mii de ori m-am adăpat. Nu au întârziat să apară exegeții poeziei mamei Ghița. Confruntați cu asemenea apariție ieșită din comun, nu au ezitat să vorbească de un fenomen, să se extazieze ca în fața unui miracol, să elogieze această întruchipare vie a duhului popular românesc. Aceștia căzând de acord în unanimitate că mama Ghița este corolarul unei îndelungate devenire a creației populare în dinamica ei creatoare de valori noi. Evoluția carierei artistice a mamei Ghița a fost fulminantă. Orice delegație de partid și de stat era întâmpinată, așa cum era tradiția, la granița județului cu pâine și sare de mama Ghița, îmbrăcată în costum popular și care recita câteva versuri pline de fior. Peste tot, în Vâlcea, în București, dacă am fost, și gata, a venit Gheorghița Măleanu, trebuie lui Gheorghița Măleanu să stea în partea aia sau în partea aia și avem vorbe. Ea devenise simbolul țăranului român, truditor al pământului, dar și al peniței. Acolo unde participa mama Ghița, succesul era garantat, indiferent dacă era vorba de Ziua Femeii, Ziua Republicii, Ziua Partidului Comunist Român, Ziua Recoltei, etc., etc., etc. Eram în centrul atenției la, în fiecare clipă. Eu eram un subiect. Oriunde am fost, lumea mă primea cu brațele deschise și eu eram în al nouălea cer între lumea. Cu timpul, mama Ghița a devenit o instituție. Era soție, mamă, gospodină, colectivistă, dansatoare, țesătoare, solistă și, mai presus de toate, poet țăran de geniu, cum spuneau tovarășii de la cultură. Încet, încet, faima mamei Ghița a depășit granițele județului. Și din acel moment, instituția mama Ghița a început să primească un sprijin mult mai important din partea organelor competente. În special din partea Centrului de Îndrumare și Conservare a Creației Populare pe partea de coregrafie și costumație,
de la Comitetul de Cultură și Educație Socialistă pe partea de tematică și prozodie literară și de la secția de propagandă a Comitetului Județean de Partid pe teme de alocuțiuni în public și interviuri în mass media. A avut onoarea să-i întâlnească pe mari oameni ai vremii. Eu tot așa vorbeam pe scenă, tot așa mă duceam și-mi făceam datoria. Dar unii oameni erau invidioși. A venit prin secretar. Și când a trecut prin secretar pe noi, trecea pe la pe acolo. Și când a trecut prin secretar, s-a oprit la mine. Și a dat mâna cu mine. Din toată lumea. E, de ce? De ce? Din toată lumea asta care eram acolo, de-l primeam pe, prin secretar să treacă, s-a oprit la mine. Și atunci dragostea din mine, eu o văz în om și nu-mi trebuie mai mult. Când secretarul cu propaganda într-un cadru festiv a declarat-o obiect de patrimoniu național, abia de atunci mama Ghița a început să creadă în valoarea versurilor ei. A început să reprezinte cu succes județul în marele festival național al muncii și creației Cântarea României. Am primit premii pe unde m-am dus. Recunoașterile curgeau într-un ritm amețitor. Viața ei se schimba de la o zi la alta. La București am fost la Casa Scânteii. Și când am urcat la Casa Scânteii, acolo sus, și m-am dus acolo și m-a așteptat. Șefii! 2, 3, 4, așa. Și ei, înainte de a mă vedea pe mine, vorbea de mine. Vorbea de mine că este așa, da, cum să spui, da, adică neîntâlnit, așa s-a arătat. S-a întâlnit ca mine. Acum era convinsă de geniul său, recunoscut de mult de tovară și de la cultură și propagandă. Ziarele începuseră să-i publice din ce în ce mai des poezie. Era tot mai mult solicitată pentru interviu și apariții la radio și televiziune. Să ne cinstim țăranii cu bună dimineața, să aducem spor în inimi, să se lumine zarea, căci peste tot pământul prin ei trăiește viața. Cariera artistică a continuat tot timpul pe un plan ascendent. Prin ei se naște în vremuri și crește muncitorul, și apele se adună și stelele răsar, în albia de lanuri se leagă în algorul, ca boabele cu rodul să se îmbrățească ea. Eram în al nouălea cer, între lumea. Momentul suprem de fericire pentru mama Ghița, cât și pentru cei de la cultură și propagandă, a fost atunci când a primit invitația să urce pe scenă alături de tovarășul secretar general al Partidului Comunist Român. A fost o mare izbândă, trăită cu îndreptățită mândrie de toți slujitorii culturii vecene. Când am fost la București, mată, acolo m-au luat tot așa pe scenă. Am spus tot așa... Am vorbit. Și Ceaușescu era acolo pe scenă și a fost și Ceaușescu și Ceaușeasca. Ceaușeasca nu făcea doi bani și Ceaușescu era cu oamenii, se ducea în oameni. Intra în oameni, intra acolo. Era patria lui. Și îl vedeam omul țării românești. Așa îl vedeam pe Ceaușescu. Ceaușescu era Și mi se pare că am fost și la Scornicești odată dusă. Desigur, dacă nu-și făceau apariția în jurul casei aceste blestemate de duhuri, bătrânețea mamei Ghița ar fi fost cu totul și cu totul alta. Avea atâtea și atâtea amintiri minunate, încât și-ar fi putut umple cu ele tot restul zilelor rămase. Mm-hmm.
Din păcate, pe zi ce trece, aceste duhuri hidoase începeau să exagereze. Era din ce în ce mai greu de trăit alături de ele. Salvarea venea tot din trecut. Diplomele le las în casa asta, ăștia. N-aș da nici una pentru nimic în lume. Și mai am în valiză multe. Trăiesc prin ele. Căderea sistemului a pus capăt în mod brutal carierei mamei Ghița. La 86 de ani nu-mi pare rău de nimic. Lumea, de ce să nu zic, s-a stricat. Nu dau doi bani pe ei decât pe popa de la biserică. În fața porții unde altădată stăteau la rând reporterii pentru interviuri, nu mai sunt decât aceste duhuri malefice. A venit aici și Amza Pelea și când a venit Amza Pelea aici, s-a dus că a venit Amza Pelea și am avut masa în curte, era frumos, curtea mi s-a părut mare și era 70 de oameni la masă, 70! Și lângă 70 de oameni veneau și dușmanii, nu mai avea să fie, adică erau și dușmani care le era în acasă. Dar veneau și ei. Nici măcar foștii inspectori de la creație, cultură sau propagandă nu mai vizitează. Toți cei care înainte o decretaseră poet de geniu, acum o ocolesc. În zadar a bătut la ușile lor. Cu toții plecaseră. Unii au fost promovați în ministere. Alții au devenit diplomați și reprezintă țara cu mândrie, iar majoritatea sunt prosperi oameni de afaceri. Doar mama Ghița a rămas ce a fost. Poetă. Sunt fiul de țăran. Sunt fiul de țăran din România nouă. Unde are Eminescu poezii de astea? Și ce dacă are? Dar eu îi întrec cu poeziile mele, cu nimicurile mele astea, îi întrec pe ei din cauza că așa e. Sunt fiul de țăran din România nouă și sunt mândru de un nume legat de acest pământ. Na, are Eminescu poeziile mele? Nu le are, nu le are nimeni pe pământ. Nu mă dau pe nimenea. Sunt fiul de țăran din România nouă. Sunt talpa ce se spală în boabele de rouă. Și sunt copacul tare neabătut de vânt. Unii sunt, unele are Eminescu poeziile astea, unele are ăla, toți scritori. Nu, nu mă dau pe ei. Ei sunt, față de mine, sunt nimic.
Uite, medalie. Deci, eu am luat. Ei n-a luat nimic niciodată. Ea n-a uitat că a fost declarată obiect de patrimoniu național, că opera ei a fost catalogată drept perenă. Ea știe că mai curând, sau mai târziu, modesta ei căsuță va redeveni ce a fost odată, loc de pelerinaj pentru toți cei care iubesc poezia. Casa asta, care o vedeți aici, casa asta, o dăruiesc unui muzeu din țară. Să vie oamenii să o viziteze. Și vor găsi în caietele mele visele mele. De n-ați venit și dumneavoastră și de n-au venit și americanii să viziteze această casă, pentru că e monument istoric. Deși bătrână, ea are destulă putere să lupte cu toată lumea dacă este cazul. Cu ce nu poate lupta sunt aceste duhuri rele care o încolțesc din ce în ce mai tare. Sunt fiul de țăran din România nouă și sunt mândru de un nume legat de acest pământ. Sunt talpa ce se spală în boabele de rouă și sunt copacul tare neabătut de vânt. Sunt fiul de țăran din România nouă și sunt fiul de țăran din România nouă.